Iar reacția lui Gigi Becali cu privire la așa zisele amenințări nu a întârziat. Niște oameni atât de primitivi și atât de neștiutori. Cum să ceri revocarea liberării condiționate când omul e liber? Păi da, eu ce sunt? Eu nu sunt în termenul de liberare condiționată. Păi când îi spui de ce faceți asta și când îi citești din lege, e amenințare, și când îi spui nu te gândești că o să vină judecata lui Dumnezeu, e amenințare. Pentru ce distrugeți oameni, e amenințare.